Comuna Mărăcineni, mărginașă municipiului Buzău, a făcut în ultimii ani pași importanți spre civilizație. Locuitorii ei beneficiază atât de apă curentă cât și de canalizare. Primarul Constantin Dumitru face de câțiva ani demersuri pentru a introduce în comună și rețeaua de gaze. Noi, Comuna Mărăcineni, ne lipsesc gazele. Am avut un proiect de gaze de la Poșta Cânlău să le aducem la Mărăcineni și la NRE. Ne-am lovit de un contract făcut între primăria Poșta Cânlău și distriga o concesiune, nu putem să lucrăm acolo și singura noastră posibilitate este de a subtraversa canalul energetic și Buzăul, ceea ce este foarte costisitor și va fi de lungă durată. Rețeaua de gaze ar urma să fie realizată de un investitor privat care își va recupera investiția inițială de traversarea râului Buzău de la localnicii care se vor branșa la sistem. Am găsit deja un investitor, dar merg hârtiile foarte greu. Când este că vor fi gaze la mărăcine? Ce să vă spun, nu vreau să devin mincinos, să vă spun anul acesta, pentru că investitorul deja lua certificatul de urbanism. Acum nu știu, să vedem aprobările de subtraversarea sub canalului energetic, subtraversarea buzăului, pentru că să venim de la conducta de la presim de acolo, de conducta de transport, transgaz. Primarul este încrezător că realizarea rețelei de gaze va fi un succes întrucât există cerere. Comuna s-a dezvoltat puternic în ultimii ani, pe măsură ce tot mai mulți locuitori din municipiul Buzău au renunțat la apartamentele din oraș pentru a-și construi o casă la mărăcineni.